Am să încep prin a mă prezenta, cine sunt, ce am făcut până acum și ce plănuiesc să fac. Deci, mă numesc Calin, am 29 de ani, momentan sunt angajat, lucrez pentru NTT ca QA consultant. Am început să lucrez în IT în anul 2008. De-a lungul timpului am activat pentru mai multe firme, în principiu pe industria automotive. Am lucrat pe zona de testare și pe zona de development. Și astfel am și ajuns să înțeleg într-un fel mai bine interacțiunile dintre developer și tester și care ar fi zonele care ar putea fi îmbunătățite. De aceea și topicul acestei prezentări, Continuous Delivery. Calin, scuze, două chestii. Unu, ai 10 minute și doi, dacă te pot lăsa un pic mai în spate să te mai prime, că ești foarte nebun. Deci așa. Ok, bine. Aș putea să plec din cameră. Ce am observat eu? Am început ca tester pentru o firmă din Timișoara, ce livrează componente pentru automotive. Și am trecut și prin zona de development și în experiența mea am realizat că fiecare disciplină își creează un fel de ecosistem în care fiecare ecosistem e particularizat pentru disciplina respectivă și funcționează ca niște silozuri. Sunt izolați și cumva se pierde legătura între discipline. Și în acest context, în 2014 am avut ocazia să lucrez pe un proiect care vrea să unifice aceste procese și acel proiect vrea să construiască un sistem de continuous delivery. Și ce este continuous delivery? Continuous delivery e până la urmă o mentalitate pe un proiect software. În principiu ar putea fi sintetizată ca capacitatea de a livra software în orice moment, software, working software, în orice moment. Și pentru a ajunge acolo avem nevoie de o schimbare oarecum a proceselor de R&D și o schimbare a mentalității părților angajate în R&D. Și pentru asta eu consider că avem nevoie de continuous delivery. Acum, de ce am optat pentru continuous delivery? În primul rând, e destul de greu să schimb procesele într-o companie, durează mult timp, implică risc și dacă nu aduce un beneficiu concret, multă lume se va opune. Dar pe termen lung, eu consider că continuous delivery va ajuta compania să rămână relevantă pe piață și să livreze cele mai bune produse în cel mai scurt timp posibil. Bun. Și acum, cum implementăm continuous delivery? Păi e o parte de procese care ține de a fi agil și de a avea livrări scurte și iterații scurte în software și cealaltă parte care ține de logistică. Cum scoatem softul de pe bench-ul developerului și livrăm în producție. Și acolo vine continuous delivery cu niște concepte care ne ajută să facem asta. Pentru a implementa continuous delivery ne folosim de un concept numit deployment pipeline care unifică procesul de build and unit test, testare la nivel de modul și integrare, testarea la sistem și delivery-ul în zona de producție. Cred că ar fi ok dacă aș putea să prezint ecranul și să
să vorbim direct pe prezentarea mea. Da, poate. Cred că pot să dai și eu, nu? Ce scrie? Ok, bun. Să nu spuneți când îmi vedeți ecranul. Da, ok. Bun. Ok, e în regulă. Bun, și o altă întrebare e dacă avem continuous delivery și asta înseamnă ar putea implica că livrăm software în mod continuu, mai avem nevoie de echipă de QA? Și eu consider că da, fiindcă QA consultant e în avantajul meu să zic că da. Bănuiesc că multe etape din viața unui QA consultant sunt oarecum repetitive. Și continuous delivery ne va ajuta să reducem să eliminăm sau să reducem etapele repetitive, să ne concentrăm pe testele de exploatare și pe experiența utilizatorului în a exploata aplicația dezvoltată de noi, ceea ce ne aduce mai multe beneficii, de exemplu, un produs mai bun și, pe de altă parte, ne menținem și testerii mai fericiți. Bun, și acum să revenim la implementarea, de fapt, a continuous delivery-ului în viața reală. Pentru a implementa continuous delivery avem nevoie de, după cum am spus, de un deployment pipeline. Ce înseamnă deployment pipeline? Înseamnă că fiecare etapă e integrată într-un proces și e pe cât posibil automatizată. După cum am putea observa pe baza aceasta, avem în funcție de anvergura proiectului, putem avea mai multe sau mai puține stadii în deployment pipeline. În poza de pe ecran, după cum puteți vedea, am considerat că e un proiect de anvergură în care mai multe echipe de development independente una de alta dezvoltă software care urmează a fi integrat, iar apoi testat de un alt departament. Și una dintre caracteristicile de bază a deployment pipeline-ului e că se renunță la munca duplicat. De exemplu, fiecare modul va fi construit în stadiul de compilare și execuție a testelor de modul, dar nu va mai fi builduit în faza de integrare, ci va fi folosit ca binar pentru a fi integrat. În altă ordine de idei, în faza de acceptanță putem porni în paralel mai multe procese, printre care ar fi testele automate, testele de load, testele de performanță și testele manuale, bineînțeles. Și o altă caracteristică principală e că fiecare stadiu e eliminator. Dacă nu îl treci cu succes, te întorci înapoi de unde ai plecat, ceea ce reduce perioada de rezolvare a problemelor, de identificare și rezolvare a problemelor. Ok, și în ultima fază e deployment-ul pe produsul finit, care ar putea fi un server sau device-uri sau mașini sau orice altceva. Și aici tot timpul va fi nevoie, sau din punctul meu de vedere, tot timpul e nevoie de input uman. Chiar dacă zicem continuous delivery, cineva va trebui să decidă dacă riscurile sunt acceptabile pentru a face deployment-ul la un anumit punct. Și acum să trec la tool-uri. În principiu, din perspectiva mea, recomandarea de tool-uri e cu două tăișuri. În primul rând, nu sunt plătit de CloudBees, firma care implementează, care e în spatele lui Jenkins, și nici nu cred că e ok să te bazezi exclusiv pe un tool. Dar, pe de altă parte, Jenkins 2.0 vine cu conceptul de pipelines, care e extrem de util pentru a implementa continuous delivery. Are toate
are toate elementele necesare pentru a-ți construi infrastructura necesară continuă de liberările. Din alt punct de vedere, infrastructura e definită în cod, ceea ce e foarte util pentru noi, pentru că e ușor de schimbat, relativ ușor de înțeles și din alt... Ok, aud un timer. E ok, din alt... Din alt punct de vedere, ce e foarte interesant la Jenkins Pipeline e o posibilitate pe care ți-o oferă să-ți versionezi structura, să-ți versionezi infrastructura. Până acum, de multe ori, scripturile folosite pentru deployment, testare, sunt cumva așa ignorate, nu sunt ținute într-un software repository și asta creează probleme neașteptate la deployment în producție sau la instalarea pe sistemele de test și au un caracter nedeterministic. Pe când dacă îți stochezi toată infrastructura inversionată și stocată într-un software repository, e destul de simplu să-ți dai seama când s-a produs eroarea. Și de aia aș recomanda Jenkins Pipeline ca un început pentru a-ți construi your continuous delivery, pentru a-ți baza your continuous delivery project on it. Și pe de altă parte open source. E un avantaj major pentru noi toți, cred că toți ar trebui să suportă, să încurajăm open source software. Și nu în ultimul rând, e folosit, Jenkins e deja foarte folosit și foarte cunoscut ca server de continuous integration și asta, asta scade un pic curba de învățare pentru adoptarea continuous delivery bazat pe Jenkins. Și cam asta ar fi ce aveam de zis și vă aștept cu întrebări. Mulțumim că niște așa dacă avem ceva o întrebare din public. Dacă nu, te întreb eu, ok, hai să zicem că ai un proiect care nu are niciun continuous delivery, cam cât estimezi că ar fi necesar să se implementeze toată partea de Jenkins și integrarea cu diferitele lucruri? Păi, prima fază e să ajungi la continuous integration. Nu are nici... Pentru a ajunge la primul step e să poți să generezi un build din fiecare commit pe care facem software repository. Nu există, nu cred că există un timp, nu pot să-ți spun exact niște ore, dar dacă ești deja, dacă lucrezi deja într-un mediu agile, cel mai probabil ai deja continuous integration, dar dacă lucrezi pe V-cycle, ține foarte mult de cât de automatizat e în momentul ăsta procesul tău de build și câte interacțiuni umane e nevoie. Dar pentru proiectele mainstream, dacă nu folosești cea tehnologie foarte arhaică sau foarte necunoscută, e destul de simplu să ajungi la continuous integration. Pentru că Jenkins e foarte versatil, are foarte multe plugin-uri pentru foarte multe tehnologii existente pe piață și atunci problema e doar de a pornind la treabă, de a te pune să lucrezi. A zice că o echipă trebuie să fie capabilă în decursul a 3-4 sprinturi să ajungă de la a nu avea continuous integration la a avea continuous integration. Bun, după ce am ajuns la continuous integration, partea de deployment e din nou e foarte dependentă de infrastructura pe care o ai. În principiu, tot ce e manual va trebui automatizat. Tot ce e manual în legătură cu deployment-ul software-ului va trebui automatizat. Și în funcție de echipa pe care o ai și cunoștințele pe care le au de dezvoltare
software pentru că vor dezvolta aceste scripturi folosind Groovy, deci ai și o curbă de învățare pentru Groovy. Ar putea dura și asta mai mult sau mai puțin, dar nu e imposibil, unu, și doi, odată realizat, e extrem de ușor de modificat, customizat și extins. Ceea ce e un câștig enorm pe termen lung, pentru că mai nou toate companiile de software încearcă să creeze un produs pe care îl îmbunătățesc în mod continuu. Nu mai folosim mentalitatea pe care automotive-ul avea, deci am lucrat pe termenul ăsta, am lucrat cu principiile în care ai un proiect și următorul proiect îl încep de la zero. În lumea IT încercăm să evităm așa ceva, că am terminat proiectul și începem de la zero următorul. E mult mai bine să construiești pe ceva ce ai. Ok, cred că am înțeles, Călin. Mai avem încă două prezentări și cred că am prins ideea, nu? Pentru că sunt mult. Și ne vedem la lună, bine, ne vedem. O seară plăcută.